Șeful Consiliului Județean Prahova pare să fi dezvoltat un cult pentru personalitatea lui Mihai Viteazul, societatea cultural-istorică patronată de Cosma, ridicând în țară numai puțin de 18 statui reprezentându-l pe țări care a înfăptuit prima unire. Când vine vorba de personalități din zilele noastre, Mircea Cosma este un fan declarat al lui Adrian Stase în plan politic și prieten al mogulului media Sebastian Ghiță în plan privat. Mircea Cosma a terminat studiile la Liceul Gheorghe Șincai din Baia Mare în 1963, iar apoi a absolvit Facultatea de Electronică din cadrul Universității Tehnice Traian Vuia din Timișoara în 1968. După studiile superioare, își termină stagiul militar cu gradul de locotenent, iar până în 1971 lucrează ca inginer la IRE Timișoara, iar apoi la IRE Ploiești, până în 1982. După aceea este avansat director la ICI în Brașov, unde își păstrează scaunul până în 1990. După Revoluție, Mircea Cosma a fost director la 4 societăți comerciale din Ploiești și Brașov, iar începând cu anul 2000, obține primul mandat la Consiliul Județean Prahova. În 2008 câștigă din nou șefia Consiliului Județean, performanță pe care o repetă în anul 2012. Despre activitatea lui Mircea Cosma, presa a scris că, pe lângă cele 3 mandate pe care acesta le are la activ, cu șanse serioase în a-l obține și pe al 4-lea, el pare a avea un mandat pe viață în fruntea PSD Prahova. De altfel, el a ajuns vicepreședinte în filiala locală a partidului încă din 1992. Tot în acea perioadă, Mircea Cosma a înființat Societatea Cultural-Istorică Mihai Viteazul Ploiești, pe care o conduce și în prezent. De-a lungul timpului, societatea a dezvelit 4 busturi la Ploiești, reprezentându-i pe George Enescu, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu și Constantin Brâncuș, și alte 4 la Strasburg, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Alexandru Iancuza și Nicolae Titulescu. Aceeași societate condusă de Cosma a ridicat 2 busturi ale lui Mihai Viteazul și 2 aparținând lui Eminescu în Republica Moldova, urmate de cele ale lui Ștefan cel Mare și Matei Basarab. Numai puțin de 18 monumente reprezentându-l pe Mihai Viteazul au fost dezvelite de societatea lui Cosma în alte localități ale țării, 8 monumente ale eroilor neamului și 4 ale soldatului român. Șeful Consiliului Județean Prahova a publicat chiar și o carte intitulată Monumente Prahovene și a obținut în 2003 premiul Gheorghe Brătianu al Academiei Române pentru monografia Alexandru Crețianu, un diplomat de carieră în misiune pentru pregătirea ieșirii României din axă, lucrare pe care o semnează în colaborare. Șeful Consiliului Județean Prahova este cetățean de onoare în 10 localități din România și în 4 localități din Republica Moldova. Potrivit declarației de avere de pe site-ul Consiliului Județean Prahova, familia Cosma deține un teren intravilan în Ploiești de 88 de metri pătrați, dobândit în 2012, și un altul la Cornu de 3.926 de metri pătrați, dobândit între anii 2004-2005 din donație plus moștenire, din care soția sa deține o parte de 57%. Soții Cosma au 2 apartamente în Ploiești, dobândite prin cumpărare, unul în 1991 de 105 metri pătrați și altul în 2012 de 145 metri pătrați. Un alt apartament a fost moștenit de soția lui Cosma în 2005 și este deținut în indiviziune cu alte 2 rude. De asemenea, au o casă de vacanță la Cornu de 480 de metri pătrați, din care soția lui Mircea Cosma deține o parte de 57% prin donație și moștenire. Între anii 1966-2012, soții Cosma au strâns bijuterii în valoare de 6.000 de euro, iar din vânzarea unui teren de peste 2.100 metri pătrați din localitatea Bucov, au obținut în 2011 92.000 de euro. La bănci, soții Cosma au 22.800 de dolari, 35.650 de euro și peste 50.000 de lei. Mircea Cosma mai are acțiuni și plăți sociale la 7 societăți. În plus, firmei Eol Sol Energy SRL, la care este asociat, i-a acordat un împrumut în nume personal de 35.000 de euro. În 2012, Mircea Cosma a mai obținut venituri de peste 6.000 de euro ca membru în Comitetul Regiunilor de la Bruxelles. De când este la șefia Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma a fost implicat într-o lungă serie de scandaluri. Cel mai recent, în toamna anului trecut, atunci când presa locală a scris că, la ziua armatei, acesta a îmbrăcat uniforma de colonel, deși, în realitate, acesta este doar locotenent, iar legea în vigoare sancționează portul ilegal de uniforme sau distincții militare. În 2011, prefectul județului Prahova, Adrian Dobre, l-a acuzat pe Cosma că, în calitate de președinte al Consiliului Județean, și-ar fi despăgubit familia cu 40.000 de lei pentru expropierile de terenuri în vederea construcției unui drum județean. Printre cei despăgubiți s-ar fi aflat și cei 2 copii al lui Cosma, Andreea și Alexandru. Președintele Consiliului Județean Prahova s-a apărat, spunând că terenurile au fost cumpărate de familia sa cu un an înainte ca zona să fie declarată de interes județean. În 2003, un om de afaceri român stabilit în Elveția l-a denunțat pe Mircea Cosma, dar și pe alte persoane, pentru o mită de 2 milioane de dolari, cerută de 10 funcționari de la Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor proiecte de investiții în zona Bușteni.
Concret, omul de afaceri susținea în denunț că ar fi dat bani și bunuri Consiliului Județean Prahova și Primăriei Bușteni între anii 2001 și 2002 pentru a primi avize și acte în vederea amenajării zonei turistice Valea Cerbului. El a susținut că, în schimbul documentelor, funcționării ar fi primit 95.000 de dolari și deplasări în Elveția. Șeful Consiliului Județean Prahova nu conduce afaceri de anvergură, lasă asta pe seama fiului său, deputatul Vlad Cosma, seniorul fiind asociat doar cu 10% din acțiuni la SECE Eolsol Energy SRL. Fiul lui Mircea Cosma, în schimb, face afaceri cu statul prin firma de IT Oznet, pe care și-a deschis-o încă de la vârsta de 19 ani. Încă de la o vârstă fragedă, Vlad Cosma a pus mâna pe contracte cu Societatea Națională a Cărbunelui SA Ploiești și cu rafineria Petrobraz. În 2008, Cosma junior a intrat în politică și a fost consilier al lui Adrian Stase, dar nu a rupt nici prietenia din liceu cu Sebastian Ghiță, devenit între timp mogul media. El pune succesul său în afaceri pe seama faptului că firma lui este bună în domeniu, nu pe seama funcției tatălui său, deși s-a implicat în coordonarea campaniei acesteia din 2008 pentru recâștigarea șefiei Consiliului Județean Prahova. Vlad Cosma este prieten cu interlopul ploieștean Răzvan Alexe, lucru pe care și-l asumă alături de acesta fiind implicat într-un scandal cu împușcături, în urma căruia Alexe a fost rănit, iar Vlad Cosma a fost cercetat pentru lovire și alte violențe.